Candidații Partidului Social-Democrat au fost în acest weekend alături de cetățeni și în Vânjumare cu Jmir și Oprișor. Și aici au stat de vorbă cu oamenii care sunt în mod constant nemulțumiți de actuala guvernare. PSD propune soluții concrete pentru a le asigura românilor un viitor mai bun. Campania electorală pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie este în plină desfășurare. Candidații PSD au fost în acest weekend în Vânjumare cu Jmir și Oprișor. Alin Chirilă, candidatul PSD pentru Camera Deputaților, un tânăr mehedințean de perspectivă care alături de președintele Consiliului Județean Mehedinți Aladin Georgescu a reușit să atragă în județul nostru investiții importante de milioane de euro atunci când a ocupat funcția de secretar de stat în Ministerul Dezvoltării. Astăzi am fost alături de agricultorii și fermierii județului Mehedinți, am fost în cam toate târgurile județului nostru. Dumnealor sunt foarte îngrijorați de ceea ce se întâmplă în zilele de astăzi, tot ce se referă la acest virus și această pandemie. Doresc să își vândă în continuare produsele pe care dumnealor cu multă trudă le fac, atât timp cât toate mall-urile și toate magazinele mari, toate hipermarketurile sunt deschise, nu înțelegem de ce târgul ar trebui închise, având în vedere că oricum acestea sunt în aer liber. Susținem ca aceste târguri să rămână deschise atât timp cât mall-urile sunt deschise și nu suntem de acord cu absolut ca banul românesc să iese din țara noastră. Candidații PSD au stat de vorbă cu oamenii înțelegându-le nevoile. Cetățenii s-au arătat nemulțumiți de actuala guvernare. Faptul că nu pot merge la școală pentru a-și asigura un viitor și că nu-și pot valorifica munca pentru care au depus eforturi până acum sunt doar unele dintre dezamăgirile cetățenilor. E foarte greu. Este foarte greu pentru faptul că noi din așa ceva trăim aici. Iar acest Iohannis, acest Arafat cu ăsta Ludovic Orban, ăștia mănâncă banii statului de pomană. Să ne închidă piețele și dacă ne închid piețele ce muncește omul o vară întreagă, unde îl duce? Îl duce la canal, la gunoi. Asta, noi de aici trăim. Partidul Social-Democrat are cele mai bune soluții pentru mehedinți, iar parlamentarii PSD le vor transpune în legi pentru oameni după data de 6 decembrie.